Salut! Acest material va fi despre Shelly Blue Motion. Este vorba despre acest detector de mișcare. Și pentru că acest detector face parte din seria Blue, așa cum scrie și în numele lui, este un echipament Bluetooth. Bun. Pentru a fi înrolat, acest echipament necesită un gateway. Și acest gateway poate fi așa un echipament. Da? Asta este un gateway Bluetooth care se introduce direct într-un alimentator. Sau un astfel de echipament de la seria Plus încoace, pentru că de la seria Plus aceste echipamente sunt bazate pe ESP32. Puteți utiliza oricare dintre variante, veți vedea în continuare în clip. Bun. Deoarece în tehnologia Bluetooth vorbim de distanțe scurte, nu cred că ar fi fezabil să folosiți un astfel de gateway pentru întreaga casă și ar fi probabil mai bine să înrolați acest echipament pe cel mai apropiat modul Shelly. Un pont înainte de a începe, ar fi bine să aruncați o privire și la acest pachet. În general, îl găsiți destul de des la reducere, conține 3 senzori de mișcare și 3 contacte magnetice, precum și un gateway și costă aproximativ 45 de euro. Ținând cont că un astfel de senzor costă cam 13-14 euro, la 45 de euro aveți oarecum 3 senzori gratuit. Și pentru că am și acest gateway, o să-l înrolez și pe acesta. Se introduce pur și simplu într-un astfel de adaptor. S-a aprins LED-ul verde și în meniu plus Bluetooth device l-a găsit, gateway. Se dau să scaneze rețelele. Rețeaua, parola, add device. Bun. În primul rând dau un nume, zicem gateway, done, o pictogramă, next, camera, zicem save. Bun. Și a apărut aici în listă. Dacă intru pe el, casetări, am parte de scripts, Wi-Fi și așa mai departe. Are și asta MQTT, deci poate transmite către server prin MQTT și partea de setări. Și dacă intrăm la Device Information, după cum vedeți, are și adresa de IP. Deci face trecerea de la Bluetooth către rețeaua voastră, către IP. Bun. Și acum înrolarea acestui senzor. Pentru a-l trece în modul pairing, el are înăuntru o tastă, așa că va trebui desfăcut. Cam așa arată înăuntru bateria și aici se vede, are o mică tastă, se apasă timp de circa 10 secunde. Bun, când intră în modul pairing, puteți vedea că luminează roșu-albastru. Bun. În acest moment dau adaugă, add Bluetooth, da? L-a găsit Shelly Blue Motion, next, press, da? Încă o apăsare scurtă, nume, motion, next. În acest pas pot alege gateway-ul pe care doresc să-l folosească. Cum se vede aici, că vede, este gateway-ul pe care tocmai l-am instalat, dar pot să setez aici, de exemplu, rulou, da? Acest Shelly pe care îl vedeți sau oricare Shelly din listă. Și pentru că Bluetooth-ul are o rază de acțiune de aproximativ 10 metri, ar fi bine să vă luați cel mai apropiat echipament Shelly pe care îl aveți în zonă. Bun. În acest caz o să iau totuși gateway, next, punem tot în camera test,
Am mai apăsat încă o dată pentru că apărea offline și o să-l închidă. Să pun aici cu spatele. După cum se vede aici în prima fază, e lista de evenimente și data și ora la care a avut o a detectat o mișcare. Aici partea de last report, acum 16 secunde a avut conexiune cu Gateway-ul și aici starea este în mișcare. Bun. Mai departe la setări notification, timestamp, exact ce am discutat, data și ora la care au avut loc mișcări, setări, modificarea cardului, dacă vreți, sau excluderea din activități, sharing și la partea de setări aveți următoarele setări. Se poate da enable sau disable la LED. Bun. În cazul în care îl folosiți într-un sistem de securitate, poate vreți să dați disable la LED pentru a nu fi văzut. Bun. Sensibilitate. Aici, blind time, adică după o detecție, în intervalul de timp setat aici, nu va mai trimite încă o nouă detecție. Beacon, security, encrypt, firmware version, factory reset și device information. La device information găsiți și acest MAC, dacă îl integrați cu alte sisteme și poate aveți nevoie de el. Bun. În acest moment arată că nu există mișcare, luminozitatea 35 și bateria 100%. Dacă detectează o mișcare, apare aici motion. Dacă aș vrea să folosesc acest senzor la prinderea unui bec, pentru asta ar trebui să scriu un scenariu. Și la scene plus condiție. Device based. Iau din test. Motion. Motion. Motion detected. Trigger. And. Add condition, o să iau dacă, odată la test, motion, iau illuminance. Illuminance, dacă este mai mic de, să zicem, hai să zicem un 15. Dacă este mai mic, 16. Trigger, save. Adică dacă am mișcare și iluminarea este mai mică de 16, pentru că nu vrei să aprinzi becul dacă este lumină în cameră. Add action. Device based. Test. Dimmer. Change state. Turn on. Cu, să zicem, doar cu 39%. Să nu ne orbească și dacă vrem o anumită temperatură de culoare, să-i dăm asta și next, delay action 0 și next, oricând, enable scene și să zicem detector de mișcare. Bun. Acum dacă am o mișcare pe senzor, iluminarea este de 114 și becul nu s-a aprins. Și o să încercăm cumva să-l ascundem undeva la întuneric. Bun, după 30 de secunde a trecut iar în nou și am iluminare 0. Să văd dacă mă detectează aici. Da, s-a aprins becul. Pentru că am motion la iluminare sub 16. Ăsta ar fi unul din scenarii. O să sting becul. Și vă puteți crea și alte scenarii, vă poate trimite notificare sau ce automatizare doriți. Să luați în calcul doar că se poate face automatizare și ținând cont de iluminarea detectată de acest senzor. Bun, cam asta a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați de share, like, subscribe. Mulțumesc pentru vizionare. Salut!